Salut, dragi copii! Numele meu este Gurso Adel, sunt învățătoare la școala gimnazială Luna de Sus. Pe astăzi v-am pregătit o lecție foarte interesantă, cu multe exerciții variate, cu ghicitori, o poveste și un cântec. La această lecție am lucrat împreună cu doamna învățătoare Morti Sidonio, de la Liceul Teoretic Bátori István din Cluj-Napoca. O să vă rog să pregătiți manualele și caietele de limba română și instrumentele de scris. Deschideți manualele de limba română la pagina 24, la unitatea a treia. V-am adus o pălărie și o baghetă magică. Oare de ce? Pentru că din această pălărie vor ieși cuvintele magice. La această activitate a venit cu mine un băiețel, care ne va ajuta să parcurgem împreună această unitate. Haideți să facem cunoștință cu el. Salut! Numele meu este Andrei. Sunt un copil încăpățânat. Îmi place să învăț, să citesc și să călătoresc. În această unitate vom învăța împreună. Haideți să vedem despre ce. Dar, înainte de a trece mai departe, aș dori să vă întreb dacă știți cum este un copil încăpățânat. Acest copil este căpos, cine ține mult la ideile lui și face doar ce vrea. Foarte bine, am clarificat sensul cuvântului încăpățânat. Ei, acum, haideți să intrăm împreună pe tărâmul cuvintelor magice. Vom învăța să folosim cuvintele magice. Să vorbim despre comportament. Să cerem o informație. Să scriem mesaje scurte. Să răspundem la întrebări, scrierea cuvintelor sa, s-liniuță a, sau, s-liniuță au. Voi cunoașteți cuvintele magice? Haideți să recapitulăm câteva dintre ele. Bună ziua! La revedere! Te rog! Iartă-mă! Scuză-mă! Felicitări! Mulțumesc! Îmi pare rău! Te iubesc! Vă rog să folosiți cât mai des aceste cuvinte magice, pentru că vă vor ajuta în comunicarea cu ceilalți. Iar acum, haideți să ne jucăm. Andrei vă va spune patru ghicitori și voi trebuie să ghiciți la care cuvânt magic s-a gândit el. Să vedem primul, ascultați cu atenție. Un coleg mi-a oferit ajutor neprețuit. Pentru asta negreșit, ce cuvânt am folosit? Mulțumesc! Bravo! Sper că ați ghicit împreună cu mine. Urmează a doua ghicitoare. Este ora de plecare către școală în grabă mare. Mamei mele, ce am să-i spun când îmi iau rămas bun? Sărut mâna, într-adevăr. Ce adresare frumoasă! Dar mai avem două ghicitori. Dacă vreau să reușesc să obțin ce îmi doresc, am să adresez îndată o formulă fermecată. Care oare este ea? Te rog frumos! Și eu m-am gândit tot la acest răspuns. Sper că și voi. Iar ultima ghicitoare ar fi
Doamna noastră învățătoare intră în clasă zâmbitoare. În fiecare dimineață, ce îi spunem plin de viață? Bună dimineața! Vedeți, din această pălărie magică au ieșit 4 cuvinte magice cu ajutorul acestor ghicitori. Dar ce părere aveți voi? De ce trebuie să folosim noi cuvintele magice? Oare de ce avem nevoie de ele? Aș dori să ne gândim împreună. Și în clasa mea am discutat cu copiii despre importanța folosirii cuvintelor magice în comunicare, în diferite situații ale vieții. Am ajuns la concluzia că aceste cuvinte sunt importante pentru că au putere magică, pentru că ne ajută în comunicare, pentru că putem rezolva cu ele multe probleme și conflicte, pentru că vom fi ascultați și apreciați folosindu-le, pentru că dovedesc că suntem respectuoși și bine crescuți, pentru că aduc fericire și bucurie celor cărora le sunt adresate. Dar ca să înțelegeți mai bine de ce vă spun că au putere magică aceste cuvinte, vă povestesc o întâmplare. A fost odată un copil care a descoperit un mare secret. A descoperit că el are o baghetă magică chiar în interiorul lui, care poate face oamenii și copiii fericiți, mulțumiți și parcă și mai veseli. Secretul a fost simplu și formulele magice chiar foarte ușoare. De fiecare dată când spunea mulțumesc, el observa un zâmbet pe chipul celuilalt. Când spunea te rog, chiar și cel mai ocupat om de pe planetă se oprea să îi dea de ce avea nevoie. Bună ziua putea face și cel mai trist chip să se lumineze, iar dacă acompania aceste formule magice și cu un zâmbet, magia era din ce în ce mai puternică. Într-o zi, când el era tare obosit după o lungă răceală, a mulțumit mamei pentru supa caldă, dar nu din suflet, iar chipul mamei nu s-a luminat. Mama s-a mirat. Unde era magia? Of, și a spus micuțul, mai bine mă odihnesc. Magia se petrece doar când vorbele vin din inimă, nu doar din minte, pentru că așa trebuie. Frumosul din noi vine întotdeauna din suflet, nu ca obligație sau pentru a ne ascunde în spatele unei măști pe care vor oamenii să o vadă, dar care nu are legătură cu felul nostru unic de a fi. Eu cred că noi toți avem puterea de a face magie, iar să schimbi starea cuiva printr-un singur cuvânt este o adevărată magie. Deci, secretul stă în voința noastră de a folosi cât mai des aceste cuvinte, de a folosi din inimă. Iar acum, haideți să-l chemăm pe Andrei. Vă mai amintiți, la începutul activității am vorbit despre el. Hai să vedem dacă el a fost atent și a descoperit secretul. Îl testăm cu o ghicitoare. Cine e copilul care spune în orice împrejurare, la venire, la plecare, bună ziua, foarte tare, mulțumesc, te rog frumos? Un copil politicos. Bravo, Andrei, ai răspuns corect. Ai fost atent și ai înțeles sensul cuvintelor magice. Dar cum este un copil
care înțelege secretul și folosește cuvintele magice. Însușirile unui copil care cunoaște secretul cuvintelor magice, politicos, civilizat, amabil, bine crescut, respectuos, bucuros, simpatic. Haideți să găsim cuvintele cu sens opus la aceste cuvinte. Politicos, nepoliticos. Civilizat, necivilizat. Amabil, necioplit. Bine crescut, needucat. Respectuos, obraznic. Bucuros, trist. Simpatic, antipatic. Acestea sunt însușiri, trăsături negative. Deci trebuie să le transformăm, aceste însușiri, cu ajutorul faptelor și a cuvintelor magice. De când a început școala, Andrei a observat mai multe moduri de comportament. În clasa noastră a intrat un elev nepoliticos. Am observat un copil obraznic în parc. Băiatul needucat s-a așezat la masă. Ei acum să schimbăm însușirile negative din enunțuri în însușiri pozitive. Cum ar fi? Ia să vedem rezolvarea. În clasa noastră a intrat un elev politicos. Am observat un copil respectuos în parc. Băiatul bine crescut s-a așezat la masă. Ok. După ce am învățat însușirile copilului politicos, vă propun să rezolvăm un exercițiu în care să potrivim enunțurile cu imaginile corespunzătoare. Avem 4 imagini și 4 enunțuri. Să le citim enunțurile. Nu-ți dau, ursulețul meu! Felicitări! Ați lucrat bine ora aceasta! Lasă-ne și pe noi să ne jucăm, te rog! Lasă-mă în pace! Acum, potrivit numărul imaginii cu litera enunțului corespunzător. Vă las câteva secunde la dispoziție. Când auziți glasul clopoțelului, înseamnă că timpul a expirat. Sunteți gata? Iată rezolvarea exercițiului. Pentru prima imagine, enunțul potrivit este cel de la punctul D. Pentru imaginea a doua, enunțul potrivit este cel de la punctul B. Pentru imaginea a treia, enunțul potrivit este cel de la punctul C. Pentru imaginea a patra, enunțul potrivit este cel de la punctul A. Urmează un exercițiu
din care trebuie să alegem enunțurile nepoliticoase și să reformulăm. Atenție! Nu-ți dau ursulețul meu! Felicitări! Ați lucrat bine ora aceasta! Lasă-ne și pe noi să ne jucăm, te rog! Lasă-mă în pace! Acum alegeți enunțurile care nu vi se par politicoase. Și voi v-ați gândit la aceste enunțuri? Foarte bine! Haideți acum să le reformulăm. În reformulare să includem și cuvintele magice. Nu-ți dau ursulețul meu? Reformulat este: scuză-mă, dar este ursulețul meu. Lasă-mă în pace. Reformulat ar fi: te rog să-mi dai drumul. Copii, este foarte important să folosim cuvintele magice. În continuare, vă invit să completăm dialogul cu cuvintele magice potrivite. Să citim prima dată cuvintele magice dintre care trebuie să alegem. Mulțumesc, poftim, scuză-mă, te rog, vă rog. Iar acum vă propun să citiți în gând dialogul lacunar, să înțelegeți despre ce se vorbește în dialog. Și pe urmă să alegeți trei formule magice pentru completare. Aștept câteva secunde să rezolvați acest exercițiu, după care verificăm împreună. Timpul a expirat. Citesc dialogul completat. Mi-am uitat penarul acasă. Te rog să-mi dai un creion. Îți dau cu plăcere. Poftim. Mulțumesc. La sfârșitul zilei ți-l dau înapoi. Sper că și voi ați completat la fel. Dacă da, ați lucrat foarte bine. Dacă ați greșit, vă rog să corectați greșeala. Să mergem mai departe. Urmează un exercițiu în care s-au amestecat enunțurile unui dialog. Trebuie să le așezăm în ordinea logică. Citiți enunțurile împreună cu mine. Te ajut cu plăcere, draga mea. Mulțumesc frumos. Tată, te rog ajută-mă să merg cu bicicleta. Iarăși vă las câteva secunde. Sper că ați terminat. Ordinea logică este, cum se vede și pe ecran. Primul enunț ar fi cel de la punctul C, enunțul al doilea va fi cel de la punctul A, iar ultimul cel de la punctul B. Vă citesc dialogul. Tată, te rog ajută-mă să merg cu bicicleta. Te ajut cu plăcere, draga mea. Mulțumesc frumos!
În continuare, vă rog să alcătuiți voi un dialog pe baza acestui imagini. Vă dau câteva indicii. În imagine sunt trei fetițe, două dintre ele o ceartă pe cea din mijloc, iar ea plânge. După ce înțeleg că cearta a fost inutilă, toți cer iertare și se împacă. Acesta este situația. Formulați dialogul ca temă pentru acasă. Vă rog să scrieți și în caiet. Ei copii, am ajuns la sfârșitul acestei activități. Sper că v-ați simțit bine, v-au plăcut exercițiile și ați reușit să le rezolvați. În încheiere, o să ascultăm un cântecel. În timp ce ascultați cântecul, în caiet vă rog să notați toate cuvintele magice auzite. Sunt destul de mic și un pic peltic, dar un lucru e recunoscut. Acasă, la plimbare și în orice împrejurare, sunt bine crescut. Ești bine crescut. Spun bună dimineața când mă trezesc, după ce mănânc, spun mulțumesc. Ciocănesc când vreau să intru într-o încăpere și atunci când plec, spun la revedere. Spun la revedere. Vreau să știți că eu sunt atent mereu, de ceilalți din jurul meu îmi pasă. Și chiar des mai mic, că am, pot să zic, 7 ani de acasă. Am 7 ani de acasă. Spun bună dimineața când mă trezesc, după ce mănânc, spun mulțumesc. Ciocănesc când vreau să intru într-o încăpere și atunci când plec, spun la revedere. Spun la revedere. Spun bună dimineața când mă trezesc, după ce mănânc, spun mulțumesc. Ciocănesc când vreau să intru într-o încăpere și atunci când plec, spun la revedere. La revedere. Cuvintele magice auzite în cântăcel sunt: bună dimineața, mulțumesc, la revedere. Dragi copii, am avut o activitate magică în care ați demonstrat că voi le cunoașteți și folosiți cuvintele magice. Dar de un lucru să nu uitați. Magia se petrece doar atunci când vorbele vin din inimă. Thank you.